Doamnelor, domnilor, bun găsit! De la această oră revenim în direct la televiziunea română cu meciuri din Liga Zimbrilor. Ultimul turneu, ultimele două etape din acest an 2020, un an complicat și dificil din punct de vedere organizatoric și al problemelor pe care această pandemie de COVID le-a creat handbalului din România. A intrat și Marco Davidovici în locul lui Teixeira, coordonator de joc la CSM București. Trei minute până la pauză, un gol avans pentru CSM și atacul. Bun Milosevic. Radinovici, broască, aruncă, excelentă recuperare, se lasă foarte bine avantaj, Davidovici, aruncare cu efect și să vedem două minute eliminare pentru Ionuț Broască pentru intervenția de mai devreme. Nu cred că pentru o intervenție asupra lui. Acesta este momentul în care Broască l-a agățat din spate pe Cichie și a încercat să împiedice contraatacul. Minge a ajuns la Marco Davidovici, care a marcat după primele 30 de minute. Începe cea de-a doua repriză cu CSM-ul având primul atac. Încep în inferioritate buzoienii după ce cu 30 de secunde înainte de sfârșitul primei reprize Ionuț Broască a fost eliminat, astfel că în clasament pe primul loc este în continuare Dinamo, care are 13 victorii din tot atâtea posibile. Pe Mihai Merlă, bine, asta nu scade cu absolut nimic meritele portarului de 23 de ani de la CSM București. Două minute, eliminare. Eliminat Ionuț Oprea. Iată intervenția, da. Am împins pe Marco Davidovici, care era în săritură. Este genul de faulturi care sunt penalizate clar cu două minute, foarte periculoase aceste intervenții asupra adversarului, poate să cadă și să se accidenteze destul de serios. N-a fost cazul, din fericire, pentru Marco Davidovici. Această execuție. Sper să nu mă înșel, dar în această partidă, până acum, n-a fost nicio eliminare dictată împotriva bucureștenilor. Patru eliminări în dreptul celor de la Handball Club Buzău. Davidovici, 7 metri. 7 metri pentru apărarea în semicerc a muntenegreanului Admir Pelidia. Raul Nantes rămâne. Bogdan Manole în poarta Buzăului. Golul cu numărul 8 pentru jucătorul brazilian. Davidovici, printre picioarele lui Manole. Oprea. Calmează acest atac.
Vidović. Scapă elegant de Oprea, care a evitat să-l faulteze decisiv. Nosrati se grăbește, dar este oprit de Jerebie. Fault și 9 metri pentru Buzău. Iată, Oprea s-a ferit să intervină decisiv pentru că mai are o... Întâlnește CSM Făgăraș. Așa se încheie această partidă, 26-22, un meci pe care timp de 25 de minute Buzăul a reușit să îl țină sub semnul echilibrului, apoi încet, încet bucureștenii cu și un joc mult mai precis, atât în atac cât și în apărare, au reușit să îl controleze și să termine, spun eu, fără mari emoții, în avantaj. 26-22, aici se încheie pentru moment transmisiunea noastră din Sepsi Arena din Sfântul Gheorghe. Rămâneți alături de Televiziunea Română. Nu uitați, la 16:25, tot pe acest program, pe acest canal TVR2, Steaua întâlnește CSM Făgăraș în transmisiune directă. Rămâneți cu Televiziunea Română.